Emisiunea vă este sponsorizată de cofetăriile Cristina. Bună ziua, dragii mei copii, iată că iarăși este sâmbătă și sunt convinsă că nu mi-ați uitat prietenii mei de săptămâna trecută. Ei își continuă călătoria în lumea poveștilor și Kids Kids nu vrea să lipsească din lumea lor. Cum cu siguranță nici voi nu vreți, nu-i așa? Da, așa e. Păi că și copiii sunt convinși că deja v-au fascinat. Nu-i așa? Le-ați fascinat de copilatul? Da. Unde mergem noi acum? Într-o altă poveste? Mergem în pădure și în natură pentru că personajele noastre sunt convinsă că n-au rămas închise în corp. Nu-i așa? În pădure, în poveste. Mergem să cunoaștem și natura personajelor, nu-i așa? Da. Și pentru că vă doriți și voi foarte mult, facem primul pas spre continuarea poveștii în partea a doua. Haideți să începem. Văd aici că deja natura noastră a înverzit și împreună cu Kids mai mare care o ajută să filmeze, am ajuns și este multă, multă verdeață. Acolo este casa lui Kids Kids și a personajelor, nu-i așa? Ia să vedem. La gestul pe Kids Kids, unde ne aflăm? Poftim. În pădurea piticilor. În pădurea piticilor. Și cu cine se întâlnește Kids Kids? Cu pitici. Și cu? Melcul. Oare ce i-o fi spus Melcul lui Kids Kids? Ce știi tu? Ce crezi tu că i-o fi spus? Ia să vedem. Ce i-o fi spus Melcul lui Kids Kids? Ajut? Ce i-o fi spus? Eu mă duc foarte încet. Eu mă duc foarte încet? De ce se merge? Uite că nici nu știu ce vreau să spun. De ce merge Melcul atât de încet? Pentru că n-are picioare. Nu i-o fi prea grea casa aia în spate? Da. Eu zic că i-o fi, de aia se mișcă el așa de lent. Nu, și pentru că n-are picioare. N-are picioare și merge mai departe. Uite cât este ora, dragii mei copii, avem și ceas aici, vedeți? Avem și ceas. Oare cine doarme aici? Că sporă, i-au zis că sporă. Piticii dorm? Da. Păi de ce dorm? Noi toți suntem trești că este ora 12 ziua și el doarme, nu-i așa? La el e dimineață. Pentru el e dimineață. La el merge altfel ora. Și îi trezește Ariciu. Și îl trezește Ariciu. Îi dă bapărâna ce peste nasea. Și ne ajută și un cântecel, ne spune doamna învățătoare, ca să descoperim povestea mai departe, nu-i așa? Da. Ia să vă aud. Pentru că
ne confirmă, care ne confirmă existența noastră a personajelor. Așa că eu și Melci și Arici și Pitici vă invităm în Dumbravă să ne întâlnim cu căsuțe, cu alte ciupercuțe, cu alte povești și cu alte personaje. Haideți! Ce faceți, dormiți? Mă îndoiesc! Deja sunteți în picioare și veniți după câțiviți. Haideți! Am trecut și podul poveștii să vedem unde ne vor conduce ceilalți copilași, adică celelalte personaje. Haideți cu noi! Haideți, copii, să culegem flori, să prindem fluturașii, să ne bucurăm de gâze și să oferim și părinților din buchetul dragostei noastre și din buchetul tinereții și copilăriei noastre. Eu vă spun să nu uitați natura, să iubiți natura, să vă bucurați cu natura și să cântăm tot timpul. Că natura este sănătate curată, mișcare, voie bună și îi te dau un buchet de flori prietenii lui Chițchiț. Mulțumesc! La fel cum așteptam un alt copil sensibil care îi dă lui Chițchiț flori. Wow, și ne apropiem de o zonă extraordinară. O să miroase foarte, foarte frumos pentru că ne apropiem de zona unde sunt salcâmii înfloriți. Și o să vedeți când nu se vă pară rău, că o să savurați împreună cu noi mirosul naturii și cântecul păsărilor și bucuria primăverii și bucuria copacilor și bucuria ierbii și bucuria copiilor și bucuria tuturor. Ce frumos este, adie vântul, mă cheamă soarele, dar înțeleg, toată lumea doarme. Toate florile de pe câmpii, chiar și grădinarul doarme. Da. Bună dimineața, floare! Bine te-ai trezit! Bună dimineața, floare! Oare de ce dorm florile când vine soarele și ne salută? Bună dimineața, floare! Toate florile vor să doarmă. Bună dimineața, floare, bună dimineața. Încă mai mulți e în somnul lor. Probabil că încă soarele a uitat să le spună și el bună dimineața și bat la ușă. Cioc, cioc, cioc. Bună dimineața! Bună dimineața! Măi, grădinarule, cum te dorm florile? Nu le-ai stropit așa de dimineață? Nu. Păi de ce? Ai adormit și tu? Da. Așa de frumos au cântat greierii, nu? Încât ai uitat să te trezești. Da. Am auzit că vine de undeva de departe o primăvară bogată, plină cu multe, multe flori. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia să vedem! Sunt primăvara, zâna cu flori, ce bat în zor la fereastră.